Cu doar câteva zile până la Revelion, oamenii dispun de o gamă variată de localuri care organizează petreceri în noaptea dintre ani. În ciuda crizei care continuă să-și facă simțită prezența, oamenii par dispuși să scoată din buzunar un ban în plus pentru petrecerea care consemnează sfârșitul anului 2011 și începutul anului 2012. În Dej, ofertele sunt variate și încep de la 1,5 milioane de persoane și depășesc suma de 2 milioane la restaurantele puțin mai selecte. Ofertele diferă însă în funcție de local, precum și de meniu. Pentru a atrage clienți, unele localuri din Dej au inclus în meniul de Revelion, pe lângă cele 4 feluri de mâncare și băutură la discreție. Cei care încă nu s-au hotărât cum o să-și petreacă ultima noapte din 2011 trebuie să se grăbească, întrucât unele localuri din Dej au rezervat încă de la începutul acestei săptămâni toate locurile disponibile. Prețurile pentru un meniu nu diferă cu mult comparativ cu cele de anul trecut, în unele cazuri prețurile fiind chiar mai mici decât cele din 2010. Cei care însă nu vor să-și petreacă ultima noapte din anul 2011 la restaurant pot alege să sărbătorească trecerea dintre ani în piața Bobâna din centrul orașului, unde primăria va organiza un foc de artificii. Mai mult, cei care aleg această variantă vor primi și un pahar de vin sau șampanie.